Eu salut tare, am ajuns în Constanța să le luăm casa băieților. Avem cheile, o să fim doar noi doi, trei. Hai să mergem. Scara, mai ții minte care era? Aia. Stai să filmăm și noi. Cucule, filmează-te mă și pe tine. Yo! Sunt super emoționat pentru că ne lasă singuri la ei acasă. Ei sunt la București acum. Ne-au dat cheia, ne-au dat adresa, ne-au dat etajul, scara, tot. Suntem singuri la frații Munteanu facem, acasă. Facem party. Ce-mi place sunetul ăsta. Welcome to Constanța County. Am găsit un mare mesaj de dragoste, frate. Uite-l aici. Vlad, te iubesc. Cristi, te iubesc. Baianto. We are living in the southern world. Am ajuns? Am ajuns. Nu am ajuns. Spot. Spot. Well, prieteni, băieți și fete, suntem singuri acasă, exact cum e filmul din perioada sărbătorilor. What is here? Here is a bucătărie. Te-ai descălțat? Da, 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 da. Doamne, cum ar... Deja ți-ai luat patul, mă? Păi nu dormi aici. Bă, cum ar fi să facem un party în casă? Ne-au mușcat spotii, nu stai. Și-au pus antinele aici. De ce nu ne lași pe noi să ne distrăm? Ți-au zis ei? Bă, măcar dacă ți-au zis ei, știm ce nu vor oamenii să facem la ei în casă. De ce l-ai mușcat pe Cucu? Cucu, uite, m-am atizat. Cucule, dacă nu ești cu minte, îl chem pe spotii la tine. Nu, lasă-mă. Ia-l. Nu. Nu se poate face party în casa fraților Munteanu. Ce urmează să facem pe canal acum e un challenge. Un challenge în care avem nevoie de 3 coli, 3 pixuri și o să vedeți mai multe că de ce pe challenge-ul. Hai să căutăm colile. Am găsit și un pix. Ia, astea ce sunt? Sunt niște poze cu băieții. Asta de la fel. Băieți, o să vă folosim postele astea. N-am găsit nicio coală la voi în casă. Suntem pe principiu. Sorry, bro. Vreau și eu. Când eram în liceu tot timpul făceam chestia asta. Într-o nu știu care vară, într-o nu știu care seară. Hai să punem băieții la culcare că poate sunt obosiți. În seara asta dormiți voi doi singuri în același pat și noi trei dormim în patul de sus, da? Să fiți băieți cu minți. Na, pe bune copii. Salut, eu sunt Vlad și tocmai am. Nu, no. Ce? Nu, no, nu, no. Nu. No. Salut, eu sunt Cristi și Dan. Nu, nu, nici așa? Nu. Salutare lume, noi suntem băieții aia trei de la noaptea târziu și acum câteva zile am văzut o super provocare la Shelly și la Deli. Și am zis, păi ce mă, noi n-avem posibilități de astea nelimitate? Ba da, normal. Așa că am sunat pe prietenii noștri, frații Munteanu, și am zis, mă, să ducem și noi la Telecom să spunem că vrem și noi să facem schimb de vieți. Păi ce, noi nu avem acces la cartela care are video nelimitat și posibilități nelimitate? Da, corect. Păi și nu avem noi posibilități nelimitate? Ba da. Păi dacă avem posibilități nelimitate, uite-ne aici, sunt de pe canalul băieților. La el apartament. Ce la apartament? Un burc, ei sunt la noi. Exact. Schimb de vie. Suntem singuri, noi și Spot. Spot. Hai. Spot. Păi ce putem să facem pe canalul fraților Munteanu? Și având în vedere că ei fac foarte multe challenge-uri, fac distrecuri foarte bune, am zis, băi, hai să le combinăm pe amândouă să facem un challenge unde există distrec, dar unde există și un love song. Challenge-ul de astăzi se numește Roast în versuri sau love song pentru anumiți youtuberi. Practic o să ruleze mai mulți youtuberi pe ecran, noi o să tastăm o tastă și se va opri un youtuber și avem un minut la dispoziție să facem roast în versuri sau love song, depinde de fiecare dintre noi ce vrea. Avem aici pixuri, avem foile, avem foi, așa că frații Munteanu, haideți să vedem haideți să vedem primul care pică. 3, 2, 1 și... Îl oprezi? Da, dă-i. Shelly, frate, îmi pare rău. Client? Nu știu ce să zic, clientul fidel. Roast sau love song pentru Shelly. 3, 2, 1 și... Tata. Stop. Dumnezeu. Cucu, ce ai făcut? Love song. Shelly, Cucu îți dedică o melodie foarte frumoasă. Ha! Acum 2 ani când ne-am văzut la Pitești, ți-am zis ce băiat fain ești.
le-ai bine pe efecte speciale. Când le vezi zici că-s reale. Bine, Cucu! Bine, bă! Shelly, eu pentru tine nu am love song. Am un roast în versuri. Shelly, ești cu mine? Eu n-am. Yeah. YouTuber de succes, Shelly, nu știu ce să cred. Înainte să postez, treci și pe la logoped. Ești ca în romanul Ion, la orice tu ești dispus. Au scuză-mi aroganța, la lecția asta n-ai ajuns. Te-ai sperie? Emi, tu? Emi, i-am făcut o piesă de apreciere lui Shelly. Nu se fac rare pe mijloc, da. Râul tău e ca al meu, deci avem un râu perfect. Asta înseamnă, dragă Shelly, că nu ai niciun defect. Idei bune, muncă multă și chiar ești un tip deștept. Milionul tău de abonați, sincer, abia îl aștept. Okay. Ok, mergem okay. Mai departe. Hai să vedem următorul, da? 3, 2, 1 și opresc. Deci Schivo! Schivo, Schivo! Și despre Schivo știm mult mai multe. Sunteți pregătiți? Da, da. Ok, începem, da? Da. Start! Putem să folosim versuri, să căutăm versuri pe net? Cu no, să bă! Nu! Rime. Nu! Nu! Nu? Gata? Gata! Oh, Schivo roast, Cucu răule, hai să te vedem! Ia! Frate, ce? Bă! Se zice că ești prima vlogăriță din țară, dar nu te știu nici vecinii de la scară. E ca și cum ai fi prima pământeană, dar să faci vloguri tot din subterană. Cucule! E de-a lău? No. Yeah. Yeah. Tu ca vlogăriță chiar ești foarte talentată. Când pui camera pe tine ești fetiță alintată. Consecventă, inspirată și postările la fix. Pune tot ce am pus pe invers și o să înțelegi și am zis Schivo. Schivo. Emi, tu ce ai făcut pentru Schivo? Ce puteam să fac? Love song. Love song. Dai-ți vă-mă la dis. Schivo, Mali, vlogăriță, știi că ești ca sora noastră. Când te înferi ce mai filmezi, își merg în challenge la fereastră. Toată primăvara asta am avut în cap un gând, că scăpă gălea YouTube-ul cu un date din gând în gând. Hai cu următorul, sau următoarea, depinde. 3, 2, 1 și... Alvarez. Alvarez. Alvarez! 3, 2, 1 și... Oh, mai trebuie două cuvinte. Cucu, ce ai făcut pentru Alvarez? Love song! Piesă de dragoste, apreciere și tu vrășie. Frate, arăți bine de lumea, te de oache și te respecte când ești cu Diana Condurache. Ai făcut o piesă și ne-a arătat cât de sensibil ești. Pentru că lumea nu știe cât de mult tu muncești. Asta, asta-i tot? Ăla-i. Da, având în vedere că e un minut. Băi, mi-am intrat într-un mare stil să scriu roast-uri. Cuza 2002. Pentru tine să fiu sincer, mi-a luat foarte mult să scriu. Nu că sunt neinspirat, însă eu nu prea te știu. Te urmăream ocazional, crezând că ești al ca noi. Dacă acolo ai făcut căvăraș de lover boy. Mi-a dat timpul un pic apară, mă, când termin de cântat. Ok, ești pregătit? Hai, da, frate. Alvarez, frățioare, pare că ești băiat fain.
Acum ai și o relație afișată pe online. Îmi place că ești sensibil și ești plin de sentimente. Faci și piese de iubire, ce-s la hater rezistente. Ok, hai să trecem la următorul, următorul, lasă-te pregătiți. Îi dau drumul, da? Da. Like one! Ok, te pregătiți, da? 3, 2, 1 și... Stop! Ok. Ce ai făcut? Lasă-o. Asta face mai mult love decât mine. Bă. Nu știu, am intrat în vibe-ul ăsta. Tu de ce faci love la like-ul ăla? Așa se face cu dis-ul. De ce faci tu love la like-ul ăla? Zi. Fetele astea două, Creața și cu Roxy, au counterul de views mai ceva ca un taxi. Asta mi-ai scris pe foaie, așa zi. Ele când pun un clip pe net, atrag views ca un magnet. Ta-da-da. Oh. Aici vreau să fac beat, dar nu mai fac. Oh. Gata? Da. Bă, e bine. Eu am făcut... Oare ce putea să facă? Roast. Uza 2017. Uza 2019 în viitor. Decembrie. Așa cum spune numele, amândouă sunt întreg. Că ne-ați copiat odată, de voi nu o să mă leg. O afișați prin cluburi cu multă grație. Să tratați și un scenariu cu mai multă inspirație. Și iar mi-a picat părul, nu o să cred așa ceva. Emi, fuge frumos, dragoste. Băieții vor să-și găsească iubită, ok. Haideți mânuțele sus. Haideți, fetele de la like. Mamaia copiilor. Băieți, își caută iubite, eu nu mai pot cu instrumentalul. Două fete frumușele vă urmăresc îndeaproape. Wow. Mai ales când faceți clipuri, fiind sumar îmbrăcate. Roxie puțin tripată și se închină la icoane. Dacă vrei să fii cu mine, o să spun eu silicoane. Nu cred! Și acum la final nu mai folosim randomizer-ul. Practic o să facem pentru frații Munteanu, pentru că suntem pe canalul lor, să facem o chestie foarte drăguță. Haideți să începem! Avem un minut la dispoziție să facem ce trebuie, da? Da. Sunteți pregătiți? Da. Un minut? Da. Unu, start! Am terminat! Bă, dar nu mai fix din bău. Am terminat! M-am început așa și termin. Ok. Lovereală, lovereală! 3, joy, 1! Piesa Muntenilor. De Cucu. Cum să... Uite și pe pianistul ăsta. Pianistul, frate, hai! Băieții ăștia doi muncesc pe brânci. Brânci? Nu ca frații Logan care-s mega cringe. Cringe? Și să știi că... Băieții-s mișto? Oh! Hai acum cu un subscribe la Cristi Roar. Emi, vrei să începi? Să mă uit în jos, da. Încep, da? Da. Ești pregătit, da? Da? Da. 3, 2, 1 și hai! Frații gemeni din online, ce făceau efecte fine. Știi că fac? Au crescut cam repejor. Cred că sunt pe vitamine. Băiescul la locul lor. Sigur, așa sunt din fire. Puștii ăștia au ajuns mari staruri în devenire. Cum adică mari staruri în devenire? Stai, stai, că eu pe asta nu înțeleg. Cum adică, ce l-ai înțeles? Cum au ajuns mari staruri în devenire? Păi, adică au trecut o etapă, au ajuns la un nivel și acum s-a aproape să fie acolo, super high. Nu știu dacă să fiu serios sau să râd. Sunt staruri
Dar urmează să devină mari stare de neatins, înțelegi? Pentru prima dată, pentru că suntem pe canalul lor și pentru nu cred, nu cred, zi. Nu mă glumesc, am făcut și eu love, pentru că tocmai asta vreau să zic, bă, sunt la București. Dacă află ăștia că am făcut rău despre ei, mie că ne dărâmă studioul. Lasă-i așa, mai bine. Cei mai mici dintre cei mari și nu sunt subiectiv. Ați avut atâtea videouri foarte sus calitativ. Lucrați în After Effects și îl știți pe îndelete, dar mi-e ciudă foarte tare că vă plac atâtea fete. Bă, cred că e momentul să încheiem acest challenge. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat la noi. Să nu uitați să dați subscribe la Vlad Munteanu, la Cristi Munteanu, la Cristi Rău, subscribe la Cristi Rău, peste tot, la oricare dintre noi. Același lucru, că suntem prieteni. M-a bucat, a schimbat.